În măresul film ornamental, promoțional, anal, pe care îl are primarul finanțat la 3 minute 4200 de euro, se menționează faptul că prima statuie a lui Eminescu este făcută la Galați de către sculptorul Ștorc. Primele submarine construite în România au fost făcute la Galați. Au fost făcute la Galați, ele asamblate în fabrica de reparații navale, pentru că încă nu era șantierul un șantier real, autentic. Primul adevărat șantier, prima ediție din șantierul naval a fost, i-a aparținut, când a tăiat panglica, era un rus, a fost transfer de tehnologie de la sovietici, iar directorul, în 1954, dacă nu mă înșel, se numea Ivan Sergeev. Povestea submarină este o poveste navală care începe la nivel modern la sfârșitul anilor 1800. La 1898, John Holland primea comanda să livreze Statelor Unite primele submarine. Iar la 1907, deja avea loc prima confruntare, dacă nu mă înșel, 1905-1907, la Port Arthur, în extremul Orient, unde submarinele nipone au bombardat flota țaristă rusă și a reușit să o scufunde. După ce acesta traversează o întreagă planetă ca să încaiere cu japonezii, pentru că nu erau dezvoltați la nivelul la care este astăzi Rusia, cu 5 flote în toate mările și oceanele planetare. Dar povestea submarină începe mult mai demult. Există și este faimos pe timpul țarului Petru un meșter Nikonov, care făcuse niște butoaie, niște submarine cu care intenționa la un moment dat să întreprindă niște operațiuni de salvare și militare. Faimos însă este un olandez, Corneliu Fresnel, care la un moment dat, cam pe la 1630, dacă nu mă înșel, se scufunda cu întreaga curte a regelui James I-ul Marea Britanie la 10 metri adâncime în Tamisa. Ei, practic, de pe fundul Tamisei, uitându-se la suprafață cum treceau diverse forme de embarcațiune, și aveau înăuntru autonomie de respirație cam 2 ore și jumătate, pentru că aveau și un opaiț cu ei, care le mai consuma și el la rândul combustibil, mă rog, aer. După care e celebrul Fulton, care a făcut un submarin cu care vreau să-l elibereze pe Napoleon din captivitate de pe insula Elba. Și primele teste pe care le-a făcut la 7, la 10 și apoi la 11 metri adâncime le-a făcut, dacă vreți să știți, în largul portului Marsilia. Marsilia, care este mai proaspăt ca port decât Brăila. Brăila are vreo 25 sau 75 de ani în fața, nu, cred că peste 100, în fața Marsiliei. Cu toate astea, iată cine este Marsilia astăzi, iar Brăila este un port supus uitării și abandonului. Ca să nu vă povestesc despre faptul că în războiul civil american, confederații au folosit arma submarină cu mult mai bine decât Yankee. Yankee avea un aver de suprafață. Avea un aver de suprafață și dat fiind configurația comercială și arhitectonică a zonei. Prin excelență, coasta de est americană trăiește datorită New Yorkului. Iar ei acolo aveau șantiere navale unde foloseau oțelul și materialele feroase și construiseră niște nave mix corăbii care erau cuirasate. USS House Atomic este una dintre navele acestea care consemnează primul atac submarin făcut de un fel de batiscaf cu un burghiu de care era agățat o coțadă cu un butoi cu dinamită și era operat de un singur om care pedala și mecanismul ăsta de pedală practic învârtea o elice amplă și submarinul respectiv trebuia să facă un burghiu în carena navei, să agațe frânghia cu butoiul cu dinamită și să îl detoneze. N-a reușit operațiunea, dar este consemnată prima operațiune militară din istorie. După care tot confederații aveau un USS Hanley, o navă cu imersiune manuală, în sensul că era pompă care practic era o pompă cu piston. Era manevrată manual, exact precum e pompa de fântână, da? Și se punea apă în rezervoarele submarinului, în tancurile rezervorului, îi modificau asieta, iar propulsia era asigurată de vreo cam 10 oameni, un pluton mai bine, care aveau fiecare un loc pe câte un schif
Și ăștia învârteau fiecare în dreptul lui o manivelă, era un arbore cotit, practic. Un arbore cotit cu steaua defazată în funcție de poziția fiecăruia pe locul, pe locul de plutire, pe locul de propulsie, și învârteau cu un reductor, învârteau propulsorul care practic îi ducea, îi ducea în larg și îi propulsa nava. S-a scufundat chiar cu creatorul ei ultima oară. A avut loc vreo 4 imersiuni. În toate imersiunile, cei care practic s-au scufundat nu au mai ieșit vii la suprafață. Sunt multe de povestit în aventura asta submarină. Exact cum, după cum spuneam, că dacă tot pierdem, să nu ne pierdem măcar cunoașterea. Tradiția oricum la un moment dat devine volatilă, iar cunoașterea poate fi păstrată exact prin ceea ce militam, ca fiind muzeul navei. Nu muzeul marinei, nu muzeul construcțiilor navale, muzeul navei. În muzeul ăsta al navei, având loc diverse forme de expoziții, nu de machete, așa cum le vedeau unii, în care să fie un tătuc pensionar bătrân care să dea la o parte frânghia de catifea și să intre la micul să vadă machetele, nu. Să fie secțiuni de navă, să fie o sală de conferințe, un bar, să fie poate un mare acuarium în care copiii să-și pună neoprenere să coboare printre pești în apă, să fie și un obiectiv turistic și o sursă de bani. Dacă remarcați, edilii pe care are orașul știe să cheltuie bani, ei știe să-i toace pe fleacuri, pe nimicuri, pe prosteli, pentru că nu sunt creativi, au obligații politice mari, iar cei care sunt deasupra lor sunt niște oameni sterbi, sterili, care au creat exact ceea ce ați văzut și vă bucură și pe voi pe toți. Sărăcie, ruină și deznădejde. Orașul, ca să trăiască, are nevoie de alternative, iar alternativele sunt de bani. Dacă geopolitic am pierdut navigația, dacă geoeconomic am pierdut shipping-ul, dacă nimeni nu-și pune problema celor 85 de nave, am putea să ne punem problema însă cum am putea trăi? Fără combinat, fără port, fără șantier naval? E un miracol. Cât credeți că mai ține videocetul? Vine din urmă Ucraina, care e mult mai puternică și mai dezvoltată. Și atunci, dacă doriți să gândiți numai faptul că cavoul, iertați-mi cacofonie, are nevoie doar de alei, mulțumiți-vă cu statutul de stafie electorale și atunci aplaudați. În lumea ireală în care trăiți, cu siguranță vă veți fi fericiți. Dar cel care este votat, să știți că nu este niciodată o stafie, ci doar un călău, un gropar și din când în când un mare ruinător.